Hristos a înviat. Excelența voastră, cucernici părinți, iubiți credincioși, dragi radioascultători. Am să încep cu un fragment dintr-o scrisoare, scrisă în decembrie 2012. Mă numesc Asia Bibi. Scriu tuturor oamenilor și femeilor de bună voință din celula mea de închisoare, fără ferestre. Sunt arestată în închisoare din Punjab, din Pakistan, și nu știu dacă veți citi vreodată scrisoarea mea. Sunt închisă din iunie 2009. Sunt arestată și condamnată la moarte pentru că aș fi vorbit rău de Mahomet. Dar Dumnezeu știe că este o sentință nedreaptă, iar unica mea greșeală, aici în țara mea, Pakistan, pe care eu o iubesc mult, este că sunt catolică. Nu știu dacă aceste cuvinte ale mele vor ieși vreodată din închisoare. Dacă Dumnezeu va vrea ca ele să ajungă la oricine dintre dumneavoastră, cer să vă rugați pentru mine și să mijlociți la președintele acestei țări să intervină pentru eliberarea mea, ca să-mi pot revedea încă o dată familia care îmi lipsește mult. Sunt căsătorită, am un soț bun și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 5 copii, un băiat și 4 fete. Și ei suferă mult știind că sunt închisă fără vină. Într-o zi a intrat în celula mea un judecător, Naved Iqbal, care m-a condamnat pe nedrept la moarte și mi-a propus că mă eliberează dacă mă convertesc la Islam. I-am răspuns cu toată onestitatea că prefer să mor creștină decât să ies din închisoare musulmană. Și i-am mai spus, am fost condamnată pentru că sunt creștină, cred în Dumnezeu și în imensa sa iubire. Dacă tu m-ai condamnat la moarte pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, voi fi mândră să-mi sacrific viața pentru El. Doi oameni au fost uciși pentru că au cerut autorităților să schimbe în Pakistan legea care prevede pentru orice cuvânt blasfemia. Oare câte persoane vor mai trebui să moară până când va fi această mare injustiție? Am auzit și m-am bucurat foarte mult că Papa Benedict al XVI-lea a intervenit pentru salvarea mea și îi mulțumesc. Și îi mai promit Sfântului Părinte că niciodată nu voi trăda pe Iisus cel viu. Decembrie 2012. Excelența voastră, iubiți credincioși, am început cu acest mișcător exemplu de credință al unei persoane contemporane de o seamă cu noi. Deoarece și Paștele nostru în acest an este sub aceeași emblemă, durere și speranță. Un prim motiv al acestei scrisori pe care am prezentat-o este ca să știm să ne bucurăm de faptul că noi, față de mulți alți creștini din lume, avem bucuria de a celebra liberi, senin, învierea. Că avem un Paște liber. Că avem un Paște în care ne putem manifesta frumos și în care ne putem trăi din plin bucuria. Și spun că al doilea motiv este că Paștele 2014 pentru noi, în Moldova, mai are un caracter, tocmai acesta, de plasare între durere și speranță. Mai concret, în ultimul timp am vorbit mult și vom mai vorbi despre chinurile, suferințele, injustiția și moartea martirică a episcopului Anton Durcovici. Dar, în același timp, acum, vorbim despre împlinirea, fericirea și învierea, de fapt, a părintelui nostru Anton Durcovici. Nici la Asia Bibi, nici la preasfințitul Durcovici și nici la noi și nici în viața bisericii nu putem separa Vinerea Mare de Paști. Suferință din credință fără înviere care urmează. Prin urmare, Paștele este momentul, dar și evenimentul care face dreptate. Dreptate lui Hristos, după moarte, revine la viață. Dreptate
pentru săracul credincios, pentru bolnavul credincios, pentru arestatul credincios, pentru nedreptățitul credincios, pentru ucisul pentru Hristos, adică pentru toată lumea care crede că suferă din credință, Paștele este un răspuns. Suferința ta are valoare. Suferința ta nu e în zadar. Toți ne-am întristat când am auzit de moartea prin înfometare a preasfințitului Anton. Dar toți acum ne ștergem lacrimile și ne bucurăm când aflăm că suferința lui nu a fost fără rost. Și fiind beatificați, de fapt, el este înviat. Adică, domnește lângă Tatăl și Fiul în cer. Toți ne-am întristat în Vinerea Mare, văzând chinurile lui Iisus. Dar toți jubilăm și tresăltăm de bucurie, știind că El a depășit stadiul morții și e viu. De fapt, aceste exemple, cum este și al Episcopului Martir, ne pot fi de mare ajutor pe calea credinței noastre, pentru că noi mereu avem nevoie de modele și martori. Repet, modele și martori. Primii noștri martori în viața de credință, primii care ne-au vorbit despre Iisus cel viu, primii care ne-au învățat să spunem Hristos a înviat, au fost mama, tata și preoții noștri. De aceea eu cred că pentru fiecare dintre noi, aceste persoane, rămân pentru toată viața ca niște icoane pe care îi stimăm, pentru că ne-au dat marele dar. De la ei am primit germenul credinței în înviere. Ca martor credincios și credibil, iată ce declara episcopul Anton Durcovici în arestul din Jilava în anul 1950. De la început și până în ziua arestării mele, am căutat să îndeplinesc îndatoririle mele religioase de episcop catolic, având drept scop, și aici urmează interesant, de a călăuzi clerul și credincioșii catolici pe drumul mântuirii sufletelor spre înviere. Și continuă aceeași declarație. Am îndemnat pe credincioși să-și deschidă larg inimile pentru a primi din belșug și a păstra cu grijă focul sfânt al dragostei de Hristos. Așa vor dovedi lumii că sunt ucenicii lui Iisus, purtând semnul distinctiv al creștinilor, dragostea de frați și credința în înviere. E greu de înțeles pentru noi de ce Dumnezeu a ales ca învierea să ne vină printr-un și dintr-un mormânt, după suferință și moarte. Dar eu cred că noi avem nevoie de taina uimirii, cum o numește Andrei Pleșu, taina emoției. Avem nevoie de tresăriri pentru a fi marcați de adevăruri, pentru a ne trezi adesea la realitate. Și cred că fiecare dintre noi, poate cel mai mult, dacă n-a plâns, va plânge la mormânt, la mormântul celor dragi, la mormântul părinților. Ei bine, pentru această trăire a noastră înlăcrimată, lângă morminte, care deocamdată nu sunt goale, vine Hristos și ne spune, și mormântul acesta într-o zi va fi gol. Și mormântul părinților tăi și mormântul creștinilor buni, într-o zi va fi gol. Iată de ce cred că Iisus vrea mormântul sfânt să fie locul învierii, pentru ca să ne întărească pe noi în aceste clipe dureroase pentru toți dintre noi, că există înviere, că va urma golirea mormântului. Nu știu dacă ați auzit de Pietro Sarubi. E un actor. E un actor interesant. Pietro Sarubi, despre el a început, de fapt, istoria creștină în anul 2002, este o figură dură, întunecată. Pare ieșit dintr-un butoi cu smoală. Însă, totul a început în anul 2002, la 14 august, când marele regizor Mel Gibson pregătea filmul Patimile Domnului. Și iată ce spune Pietro Sarubi. Gibson m-a ales după ce văzuse un alt film în care am fost un om foarte dur. Și când mi-a spus ce rol vrea să-mi dea, eu i-am spus, nu. Eu vreau să joc rolul lui Petru.
Dar Mel Gibson s-a uitat la mine și mi-a spus, nu, tu vei juca rolul lui Baraba. Dragă Petru, Baraba este un personaj mut, nu spune nimic, dar pentru tine va fi cel mai important film al tău și personajul care te va marca cel mai mult. Ascultă-mă și vei vedea. Tu ești un om chinuit de închisori, continuă Gibson, torturat de romani, ca un câine dur, dar tu ai o inimă de aur. Ai grijă, Baraba nu spune nimic. A, nu trebuie să vorbești tu, vor vorbi doar ochii tăi. Și în 7 minute minunea s-a întâmplat. După ce m-am machiat, am reflectat. Dar Baraba a fost primul salvat de Iisus Hristos. Coborând scările Sinedrului, am văzut chipul blând al lui Iisus, pe care îl interpreta un actor ca Viezel. Și m-a captivat privirea lui. Gibson spunea că Baraba are nevoie de timp pentru a înțelege. El nu e ca Simon din Cirene care se schimbă instantaneu, nici ca Pilat care, asemenea omului de azi, înțelege, dar are mare greutate în a-L urma pe Hristos. Dar eu am înțeles totul, spune acest actor. După terminarea filmului, m-am dus la parohia mea, pe care am părăsit-o de când eram mic, eu n-am mai fost la biserică niciodată și am cerut să fiu miruit. Astăzi, acest actor de care amintesc acum, Petru Sarubi, este un creștin excelent. Întâlnirea cu Iisus, chiar și în suferință, l-a marcat așa de mult, încât a spus, l-am găsit pe Hristos cel viu. Iubiți credincioși, noi nu suntem nici actori și nici nu întâlnim doar actori. Noi, prin credință, îl întâlnim pe Iisus cel adevărat, pe Iisus cel viu, pe Iisus care merge înaintea noastră, pe Iisus care ne-l mărturisesc Evangheliile, pe Iisus care a marcat istoria, pe Iisus care ne-a marcat pe noi, pe Iisus pe care îl proclamăm. L-am întâlnit pe Dumnezeu. Ce ar trebui să facem acum? Și le spun tuturor bărbaților, faceți ca Ioan și Petru, alergați la Hristos, mergeți spre Hristos, uitați-vă și găsiți acolo mormântul, uitați-vă și mergeți, spuneți tuturor, am văzut și am crezut. Le spun tuturor femeilor, așa cum a făcut Maria Magdalena, a venit dis de dimineață, nerăbdătoare, curajoasă, ca să-L vadă pe Iisus, să-L lungă pe Iisus. Ce s-a întâmplat după aceea? Devine prima misionară din istorie, devine prima vestitoare a învierii Domnului. Și spuneam că avem martori, iată evangheliștii, iată apostolii, Maria Magdalena, femeile pioase, dar avem și urme. Și de aceea eu cred că fiecare om în viața lui odată ar trebui să meargă, să atingă cu mâna lui urma învierii, Sfântul Mormânt. Și aș încheia să spun că acest Paști 2014, pentru noi aici la Iași, mai are o importanță deosebită. Pentru prima dată sărbătorim învierea Domnului cu ochii ațintiți asupra unei icoane veritabile, asupra Giulgiului. Am citit în Evanghelie despre Giulgiuri. Ei bine, mă bucur să mă uit și eu la el acum și să știu că acesta vorbește despre patimile, suferințele, sângele, dar și despre învierea lui Iisus. N-ar fi fost aici dacă mormântul nu s-ar fi deschis vreodată. N-ar fi fost aici, n-am fi avut Giulgiul dacă Iisus ar fi rămas pentru totdeauna în mormânt. Este o icoană, sigur, dar ea vorbește ca orice icoană care o privești cu atenție și vezi urme și vezi chipuri și vezi amprente pur și simplu ale lui Hristos. E mai mult decât orice icoană, zic eu, pentru că aici e și chipul lui Hristos, sunt și amprentele sale, este și imaginea sângelui său. Sigur, se poate discuta mult despre asta, eu am vrut să spun doar atât că Giulgiul lui Iisus, din fericire, se păstrează și analizele care se fac, toate vorbesc despre autenticitatea sa. Doar un argument vreau să vă aduc. Ultimele cercetări spun că sângele descoperit pe Giulgiu este același sânge ca și la Lanciano, în hostia transformată în mușchiul, în trupul Domnului. Așadar, iată o bucurie mare și când poate mai avem încă dubii în învierea Domnului,
să ne uităm la acest giulgiu, dar să ne gândim că învierea este cea mai mare speranță noastră. Ce am fi noi fără înviere? Niște oameni disperați. Ne-am bate cu capul de pereți. Ce am fi noi fără înviere? Oameni fără sens. Ce am fi noi fără înviere? Oameni ai nimănui. Ce am fi noi fără înviere? Am fi niște disperați. Ce am fi noi fără înviere? Nimic. Ce suntem prin înviere? Răscumpărați ai Domnului. Ce suntem prin înviere? Destinați veșniciei. Ce suntem prin înviere? Asemenea lui Iisus Hristos. Hristos a înviat.